Da, acum știu. Aaa, n-am luat peretele care trebuie, nu-i nimic. Nu-i nimic, e ok. Era ăsta, de fapt. Care dracu-i, mă, peretele ăsta, nu? Da, ăsta, unde-i ușa? E, asta e, ăla e victimă colaterală. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, era să zic joc. Un nou episod, imediat un joc, House Flipper. V-am zis data trecută că o să fac noi chestii și am făcut multe misiuni off-camera, am deblocat toate uneltele astea, dar aveam acum o misiune să pun faianțe și am jucat eu mai mult off-camera, dar încă n-am pus faianță. Vreau să fac chestia asta cu voi. Care dracu era, frate, asta cu noua baie? Asta era? Asta era, că trebuie să reiau de la capăt. Și să văd ce vreau asta să-i fac în casă, să văd cum pun faianță. Și după ce credeți că o să fac, o să vin la casa asta și vreau să dărâm din temelii. Limba mea română este shutdown la ora asta. Și hai să vedem cam ce trebuie să facem. Ok, și asta este casa. Avem aici o chestie de făcut. Modificați pereți, deci ăsta i-am de dărâmat. Pentru că îi văd pe hartă, nici eu nu înțelegeam la început, frate, cum îi văd. Da, acum știu. Aaa, n-am luat peretele care trebuie, nu-i nimic. Nu-i nimic, e ok. Era ăsta, de fapt. Care dracu-i, mă, peretele ăsta, nu? Da, ăsta, unde-i ușa? E, asta e, ăla e victimă colaterală. Îl lăsăm în pace. După ce că o să-mi dărâm casa, îi dărâm și-l ăsta casa înainte. Ae, nu mi-a zis nimic de peretele ăla. Nu știu dacă se supără pe mine că eu l-am lăsat acolo. Așa, gen, între dărâmat. Sau să-i pun altul. Trebuie să-l șterg complet pe ăsta. Nu știu dacă, gen, vrea să-i pun ușă nouă. Ok, pe ăla l-am terminat. Și pe ăsta ar fi trebuit să-l termin. Mă enervează că se blochează așa. Așa, în sfârșit. Hai să vând ăsta, am, bang, mașinăria de vândut. Ce mai trebuie să fac? Pereții ăștia am dărâmat. Trebuie să dărâm și zidul ăsta. Sper să nu dărâm iar alt zid din greșeală. Și după trebuie să mă ocup de faianță și abia aștept să văd cum stă treaba la faianță, pentru că habar n-am. Și e așa de satisfăcător când distrug pereții, se vede prea șmecher. Îmi place jocul ăsta prea mult, îmi pare rău că nu l-am jucat mai demult. Hai să, boom, îi dăm și aici. Să-i dau să-l sparg, nu de alta. Ce trebuie să fac aici? Aranjați plăci de pardoseală beton gri. Aranjați plăci de perete. Mam, să mor. Și ce dracu sunt cu astea? Probabil trebuie să le dau de aici. Afară, să-mi fac loc. Și trebuie și să montez ceva. Montați dispozitive, dar ce dispozitive, barosane? E, deșurubează. Ce dracu e aici? Veceu sau ce trebuie să pun aici? Probabil. Și ăsta, a, da, tot toaletă. Chiuvetă și toaletă, am înțeles acum. Și aici, duș, probabil. Mamă, sunt deja expert instalator, mi-am dat seama de tot. Fii atent, și aici, scurgerea. Doamne, ce bun. Așezez mobilierul, oglindă. Hai să vedem care-i fața cu plăcile de beton. Vreau să învăț să pun gresie. Aranjez plăcile de pardoseală beton gri. Mamă. Beton gri. Care e dracu e asta? Etaj? Etaj. Mă, nu știu că asta e. Placă de pardoseală. Și nu știu dacă trebuie să pun jos? Da, da, jos trebuie să... Aaa, păi și asta e așa simplu? Se pune direct? Deci am înțeles. Am uitat limba română. Pardoseală înseamnă pe jos. Nu mai știu limba română, na. Ce să faci? Și... Perete înseamnă pe perete. Probabil asta o să folosesc pe perete. Pe perete! Plăci ceramice gri. Plăci ceramice gri. Ceramice gri. Cumpărăm mult. Ok. Ah, plus erau ce gri de perete, cred. Nu cred că e bună asta. De perete. Plăci ceramice gri perete.
Asta. Cumpăr mult. Nu știu câte trebuie să cumpăr. Cumpăr și două. Trebuie să pun faianță, frate, în sfârșit. Deci iau de aici și așa pun. Oh, da, e un fel de vopsi, numai că durează mai mult. N-am place că pun unul ăsta întreg. E ok. Am abia 4%. Până pun eu tot ăsta o să nebunesc și trebuie să și montez. Ia să văd dacă am deblocat noi skill-uri. Să văd dacă o să pot să fac mult mai repede la abilități. N-am niciunul, am unul. Vopsea, vopsește mai mult. Vopsire rapidă. Vopsea mai puțin folosită, ăsta m-ar ajuta. Clădire, nu. Meseriaș, montare. Montează. Tencuiește. Cred că asta era de tencuit. Că tencuiește extrem de greu. Ești nebun la cap, uită-te și tu. Cât de greu îmi tencuiește. E bine că am luat 3 din astea. Cred că o să-mi ajungă. Aolo, și am ceva și pe exterior de făcut. Vă pe minimap. Sau ce-o fi chestia aia pe minimap, nu înțeleg. O să înțeleg după ce termin aici. Și am de terminat. Mamă, și am terminat toate plăcile și mai am, încă mai am un sfert din el. Și n-aveți idee cât de mult a durat până acum. Trebuie să, aolo, cumpăr din nou. Ce, cum dracu se numea aia, mă? Ceramică gri cu pătrățele. Nu știu dacă asta era. Plăci ceramice gri și beton gri. Am și uitat beton gri să caut. Beton gri, etaj. Nu, nu, era perete. Beton. Trebuia să pun și din beton gri. Cumpărăm mult. Hai să pun una și văd eu după. Pot să pun aici. Nu o să aibă nicio logică ce am făcut eu aici. Dar o să pun pe la duș asta de beton. Deci trebuia să fac o combinație, ești nebun. Le-am făcut o combinație, mă lasă pe mine meșter să le fac designul interior. Na, design interior. Vă pun ăsta la duș. Nu știu ce va ieși, cum se va vedea. Mai mișto era cu ăsta în toată camera, sincer, decât cu celălalt. Dar ăsta e aceeași culoare ca ăla de jos, de pe pardoseală. Și se vede cam ciudat, sincer, așa. Bum! Și am făcut 100%. Așa arată camera asta, complet faianțată. Nu pot să cred că am terminat o faianță într-o cameră complet. Mi-a luat o grămadă de timp. Eu nu sunt ca ceilalți youtuberi care nu fac nimic în jocuri. Eu trebuie să și fac, frate. Nu-mi place să bag coduri și direct să termin totul. După ce termin totul, da, bag și coduri. Hai să montez dispozitivele. Cum a fost mai Summer Car, de exemplu, de am terminat totul, mi s-a stricat mașina, am pierdut salvarea, logic am băgat altă salvare, doar nu am de la capăt de 100 de ori. Montați dispozitivele, așezați mobilierul, oglindă, deci trebuie să iau o chiuvetă. Chiuvetă, n-am la bine. Chiuvetă, baie, cumpără. Trebuie să o montez și să o asamblez. N-am asamblat niciodată. Hai să vedem cum se asamblează o chiuvetă. Ce dracu se întâmplă? Îmi place. Ăsta e un fel de asamblare for dummies. Cum zic englezii, adică pentru tantalei. Te duce fix la următorul obiect ce trebuie asamblat. Ok, am băgat acolo furtunul. De ce nu vreau, mă? Nu pot să-i dau click nici pe ăsta. Ăla negru trebuia înfășura. Mă, ce? Așa, ăsta galben. Ăsta băgat aici. Acum ăsta prins. Ăsta băgat aici. Doamne. Doamne, gata. Hai că l-am montat aproape. Mai trebuie scurgerea. Așa simplu e, mă, să montez chiuvete? De ce mai există meseria și atunci? Pentru că, na, nu e așa simplu. Hai, ce toaletă, trebuie să cumpăr toaletă. Hai să vând ăsta. Bum. Cumpăr toaletă. Toaletă montabilă. Oh, 2, 3, cumpărăm 1.
poate e cea mai ieftină, da. Suntem scârciți. Asamblează. Ce de asamblat decât două șuruburi și conducta de ieșire, rezervorul și probabil, opa, și capațele. Gata, l-am montat și pe ăsta mai avem doar dușul. Cum să scrie? Mă enervează că n-am diacritice și nu duș montabil. Să fii sănătos, pe ăsta îl cumpăr. 125, destul de mult. Mam! Ce se întâmplă? De ce e pus așa? Ce trebuie să fac? Trebuie să-l montez de jos în sus și l-a pus așa pe perete, vezi, doamne, că îl montez pe perete și după îl va coborâ, eram sigur. Bum! Montăm scurgerea. Închidem fiecare șurubelă în parte. Bine, nu o să vă mai obosesc pe voi cu videouri de genul, cu faze de genul. Bă, da, mă enervează câteodată chiar nu știu pe ce trebuie să apăs. Uite-te și tu acum. Și mie, pe ce dracu trebuie să apăs? Curge! Curge pe jos, ești prost! Mă, pe ce trebuie să apăs? Nu pot să cred, îmi minun casa. Prima mea zi? În sfârșit. Doamne. În sfârșit l-am montat cum trebuie. Dar nu înțeleg de ce a pornit ăsta, e tembel. E tembel și dușul ăsta, eu n-am apăsat pe nimic. Ok. Are un șurub aici care aparent eu trebuia să știu că e acolo. Și să-l închid. O, doamne, cum mă trimite el de colo-colo. Ia uite și aici cât un șurubel. Mamă, cum mă plimbă ăsta cu dușul lui. Fost bătaie de cap cu dușul ăsta. Sub el, pe el, lângă el, ușă, șurub, fii atent. Astea mici, bam, bam, am și vărsat apa pe aici, nu știu dacă pot să o curăț. Sau dacă contează dacă o curăț, sincer. M-am închis în duș, ești nebun? Sunt ca Ana lui Manole, numai că eu mă închid singur. Ana o chemam pe aia lui Manole? Nimic nu mai știu, frate. Când mă iei așa repede, nu sunt sigur. Dacă mă întreb, da, Ana o chemam. Mie somn, dar mi-aduc eu aminte. Doar nu o chemam Maria. Sau Argentina. Fernandina. Hai să închidem. Care mă, ce vrei, mă? Ok, în sfârșit. În sfârșit am terminat tot ce era aici. Nu știu ce dracu trebuie să fii atent. M-au enervat astea, știu ce fac cu ele, fii atent. Bum, bum, plecați de aici. Wow, ce baie frumoasă, mă simt ca Celentano. Sunt un fel de Celentano. Mai trebuie, numai că eu mai fac și treabă. Trebuie să cumpăr o oglindă. Oglindă. Puteți să-mi ziceți Celentano de acum încolo. Oglindă. Bun. Cumpăr acum. Bun. Și nu mă văd în ea. Genial. Eu sunt o fantomă, de fapt. Sunt fantoma lui Celentano care montez băi și nu mă văd în ele. Ce ușă proastă. Cu cine a inventat-o? Hai să vedem ce vrea asta să facă afară, că nu m-am prins. Vopsea colorată albastru deschis. Ok, boss, îți vopsești și afară. Ce trebuie să fac aici? Așezi. Vopsește cameră. Nu înțeleg ce trebuie să fac aici. Dacă trebuie să vând astea sau nu contează. Care e faza cu ele? Nu știu. Cine a apăsat pentru a lua? Nu știu care e faza cu plantele astea. De ce mi le arată cu roșu pe minimap? Hai să vopsesc camera asta în albastru deschis. Dacă el zice albastru deschis, albastru deschis îl facem. Deschis. Perete. Cumpără mult. Cumpăr vreo 4. Și aici, mamă, cât am de vopsit! O să nebunesc. Bine că am trafale mai bun acum. Hai să vedem dacă își face treaba mai bine. Ia să vă dăm și o abilități noi. Opa. Tencuiește, bagă în ăsta, tencuiește. Altceva? Mai am și abilități de băgat? Nu mai am. E, păi dacă n-am de băgat abilități, să fii sănătos. Hai să încerc cu trafaletul să vopsesc câte două. Am și niște pereți căzuți săraci. Dar ea lasă și o să fie cu vedere în cameră. De la
Prin peretele ăsta vezi în cameră la copil. Perfect, doar nu îți lași copilul de izbeliște, nu? Vezi tot timpul ce face. A, dar faza e că nu mă lasă să vopsesc peretele și o să rămână așa nevopsit. Aia nu-mi pasă. Asta e, nu o să fac misiunea full. O să fac aproape full. Important e că am deblocat toate chestiile astea și pot să-mi să-mi decorez acum casa cum vreau și ieftin și să o fac frumos. Vreau prima mea casă, cea mai mică cocioabă, să o fac palat. Nu știu dacă merge să-i pun etaj la prima casă, dar ar fi mișto. Bă, și am vopsit. Îmi zice că mai trebuie să vopsesc și în altă parte. Nu înțeleg unde dracu vrea să vopsesc. Asta e, și aici trebuie să vopsesc? Vopsea colorată, cer albastru. Bă, ești nebun la cap, mie nu mi-a zis nimeni chestia asta. Ia, și aici nicio cerință. Dar mai am într-o cameră să vopsesc. Nicio cerință. Care cameră o fi asta? Nu-mi zice că asta. Vopsea colorată, lavandă și levănțică. Mam. Ok, o să vopsesc și casa asta, o să vopsesc doar așa până la mobilă, sincer, n-o să mă chinui să vopsesc, să dau mobila la o parte, să vopsesc, să fie sănătos, frate. N-a vorbit nimeni cu mine despre asta, o să-i vopsesc așa până la mobilă. Mă plătește și așa cu 5.000, văd. Aula, asta e altă vopsea, să încarc cu asta. Nu cred că merge să combin vopsele, să fac nuanțe. E enervant că durează extrem de mult, deci mi-a luat o grămadă să ajung până aici. Și nu știu dacă să filmez tot sau e super plictisitor. Încă nici nu mi-ați răspuns la întrebare cum v-ar place mai mult, ce v-ar place mai mult să fac, să vopsesc casa mea sau să fac renovări din astea pe la alții. Dar probabil oricum voi ajunge și la casa mea. Imediat după ce termin aici vreau să continui la casa mea. Și sincer nici nu știu dacă o să-i termin lucrarea asta. Dacă mă enervez îi dorim și pereții. Dar lasă-l mă. Nici chiar. S-i-am dărâmat un perete să vadă în camera copilului. Și ok, acolo. Hai să vând ce am pe aici, bam, 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 să fac misiunea. Că m-am plictisit în casa asta și aia e. Bun. Am 54.000. Hai să vedem ce am... Browser, ce case pot să cumpăr? Uite, una la 30.000, una la 34.000. Nu s-a așa de nașpa. Mi-aș lua o casă. Casă părăsită. Nu e rău. Cred că în episodul viitor o să iau o casă și o să încerc să o vând. Poate așa o să fac mulți bani. Dar fii atent, am promis că o să fac o chestie. Și chiar o să fac o chestie. Trebuie... Nu merge? Nu merge! Nu merge să dărâm peretele, ești nebun? Casa asta cred că nu merge să dărâm. Orice își face. Hei! Aolo! Ăsta a mers dărâmat. Aaa, doar peretele exterior nu merge. Păi ce dracu demolez din peretele interior? Că n-am ce face cu el, degeaba îl demolez. Că n-am unde să-l extind, ești nebun la cap. Chiar n-am ce face cu el. Hai să pun naibizi la loc. Bum. Îmi place. Fii atent, frate, cremizile astea să le pui așa în linie, cred că ți-a 3 ore naibii și ăsta le face în 5 minute. E bengos, omul. Bine că am vopsit casa pe din afară, cum ziceam. Fii atent, o să vând ușa asta, că nu-mi place mie. Și o să cumpăr o ușă șmecheră. Nici interiorul nu prea îmi place, trebuie să vopsesc, dar toate la timpul lor. Uși și ferestre... Ușă interioară, nu, exterioară vreau. Ușă din față, maro, albă. 300, ești prost la cap? Bine, mă! Hai, ce să fac? Ae! Trebuie să-mi cumpăr ușă, îmi place că pot să pun și strâmbă. Bă, oare e pusă bine sau trebuie invers? Nu mă uit așa pe... Da, e bine că are ăla de bază la ușă pe din afară. Bun. Am pus altceva când ai altă ușă mai normală. Geamurile, ha, așa și așa. Hai să cumpărăm o casă. Ce-mi place globul ăsta de Crăciun, frate? Genial. Hai să cumpărăm o casă. Și vreau să și vând. Cumpără casa. Mamă, ce e în ea. Hai să o cumpăr. Tocmai ați cumpărat o casă nouă.
Puteți călători, bla bla bla. Du-te acolo. Cred că pot să o cumpăr și după să o vând. De asta am cumpărat-o mai mult. Ok. În stânga poți vedea imaginea cumpărătorului. Din când în când o să spună câte ceva. Fii atent în special la cei care se află sus. Cu cât se află mai sus, cu atât sunt dispus să plătesc mai mult pentru casă. Păi și când voi afla ce-mi zic japițele astea? Ești nebun? Vreau să vând prima mea casă. Cred că o să mă umplu de bani. Ah, fii atent, mă, că pot să iau și cum mă pug în noi o parcă, nu? Câtă mizerie, oh. Ah, ăștia reacționează în timp ce eu fac curat sau ce? Nu înțeleg, mă jur. O, Doamne! Mamă, câți gândaci! Oribil! Nu suport gândacii, se văd super oribil! Ce? Ce? Ah, nu mai zic nimic acum. Trebuie să... Cuib de gândaci este distrus. A crescut ăla. Acolo... Ah, bă, cred că așa faci bănet. Fii atent la mine, de nu îți fac asta asta lună. Acum am și mopul upgradat și toate astea upgradate. Și e mult mai ușor să curăț. Se iau mult mai repede. Dar nici nu văd jegul la ce pereți sunt, vai de capul lor. Că nici nu văd unde e jegul ca să-l iau. Abia aștept să fac asta asta lună și să o vând. Aici vom face un verde. Vreau să mențin aceleași culori. Simplu. Chiar aceleași culori. Trebuie să montez caloriferele, nebunii, nu știu dușul dacă îi convine cineva. Ce casă curată. Nici o baie, vorbesc serios. Cum adică nici o baie? Ești nesimțit? Îți spun baie câte băi vrei. Ce porcărie, e foarte murdar aici. Păi tocmai mă chinui să curăț. Bă, ce bun critică. Ah, cred că WC-ul ăsta nu e conectat sau ceva. În orice caz, trebuie să curăț și geamul. Ia uite ce dă ăsta am acum, îl curăț imediat. Față de cum curățam înainte. Cam atât. Deschide. Ce mai e murdar pe aici? Eu știu. Pot să iau astea? Nu. În curte totul ok. Niște mizere pe aici. Mai am vreo mizere? Ha, nu știu ce să fac cu canapea asta. Nu este suficient spațiu. Hai să mont... fii atent, vreau să vopsesc camera asta în verde. Trebuie să iau pânzele cu mopul. Dar eu, cum ziceam, nici nu știu ce e murdar. Ce verde să-mi iau, mă? Ia să mă uit la vopsele. Îmi place că acum o fac absolut cum vreau eu. Vopsele. Unde dracu sunt vopselele la decor? Nu. Sunt praf. Echipamente, altele, perete probabil, vopsele. Vopsele. Un tânăr gogoasă. Un tânăr gogoasă. Parcă n-arată așa de rău. Nu sunt eu mare expert în interior designing. Îmi place asta lămâie verde. Iarbă de primăvară. Hai, pentru că ăsta pare un dormitor. Arată bine. O să cumpăr două găleți și o să îl vopsesc. Ia. Unde? Și să văd ce-mi zic ăștia, dacă îmi zic că e bine sau nu. Că nu știu schema cu ei deocamdată. Ia uite ce frumos se face. Dispare și jegul. Vopsesc direct pe jeg. Și asta e. Mult mai bine. Mamă, și mă uitam aici la cumpărători și zic că Donald Trusk, adică un fel de Donald Tusk. Pentru cine știe, zic că 56 de ani, ofițer fiscal, el este un nenorocit. Așa descriere, frate. El este un nenorocit. A antrenat casa asta de vopsit, nu știu ce să fac cu asta. Cred că o să-l vând și o să iau naibii un... Am nevoie de unul și numai un dormitor, înțelegi? Ok, boss, îți iau un dormitor în... Ce? Niciun pat? Ho, băi, spărților, ce-au sărit repede pe mine. Vă iau un pat, stați liniștit, dar nu patul ăla urât. Pat.
Nu aici, hai să mă uit în mobilier, paturi. Un pat simplu. Cred că mi-ar trebui pat simplu, unul mai frumușel. Care dracu să-l iau? Pat Mantis. Ăsta cred că era și înainte. Nu știu de ce l-am dat, de retardă ce sunt. Să-l pun cu verde? Verde cu alb. Era ok verde. Bă, era fix ăla, cred. Mă rog. Îl pun în colț. Bine, așa te vreau, băiete. Cred că... Ia stai mă așa, dar dacă luăm un pat dublu, oare... Nu le mai convenea? Ia stai aici să văd așa. Nu le convine și pat dublu, mă interesează pe mine că... E el unul sau sunt doi. Le au pat dublu, frate. Classic bronz. Dulceața. Pat matrimonial, Hermes. Cumpăr acolo. Și dacă e singur ce, nu poți să stai în pat dublu sau cum? Că n-am înțeles. Era să-l pun invers. Este așa. Dar altă culoare n-are, că e cam murățel. Eu acum văd. Un alt lemn. Așa, deschis sau închis. Nu, hai, lasă deschis. Cu alb. Cumpăr acum. Altceva? Nu e cel mai frumos, dar merge. Punem așa pe mijloc. Să nu fie nici acolo, nici acolo. Ia, convine cuiva? Baie, așa te vreau, băiete. Am că le convine și pat dublu. O singură baie? Minunat. Ce-au mă, ăștia n-am pus nicio baie. Ăștia sprăjiți rău. Hai să iau un calorifer. Nu înțeleg unde dracu găsesc gen... Șifonier. Să moară Gibilan dacă îmi dau seama unde găsesc șifonier. Mă uit la mobilier și scaune dulap. Ah, la dulap, mă, frate. Nu-mi venea, frate, șifonier, șifonier. Nu-mi venea niciun... Trebuie să le pun și eu un șifonier, nu știu. Ăsta arată foarte mișto. Hai să-l las o culoare asta. Cumpăr acum. Nici nu știu unde să-l pun. Și nu așa în niciun caz. Îl pun așa și aici. Noptieră, nu știu dacă au ăștia să pot să cumpăr. Bun. Ia. Nu mi-a zis nimeni nimic că am cumpărat șifonierul ăsta. A, da? Păi nu vă mai cumpăr... Opa! S-au modificat ei așa un pic, dar nu au mai zis nimic. Mă rog, le vopsesc și aici în casă cu un albastru. Ia să caut. Albastru. Albastru. Vopsele. Ce aveți voi albastru? Albastru regal? Albastru închis, vopsea albastră. Azur prea bătut. Hai un albastru regal, că e mai simpluț așa. Și cumpăr tot așa două găleți și să vopsim și aici. Ok, am vopsit și camera asta aproape toată, dar nu pot să termin toată camera asta în episodul ăsta. Sunt și rupt de somn și am și multe caloriferi de pus și tot fel de chestii. Dar aproape am terminat-o, nu mai am mare lucru. Mai trebuie camera asta, o să pun pe aici niște gresie și vreau să o vând în episodul viitor. Bă, ia stai mă, dacă mă enervează, poate îi dărâm și la asta o perete, cum i-am dărâmat peretele vecinului de Crăciun, așa să facem o faptă bună, să dărâmăm niște pereți. Și aici voi încheie episodul, cum am zis, eu am fost Jupanu, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă salut, la revedere. Mi-am adus aminte, frate, înainte să închei, am vrut să fac o chestie, să bag bradul în casă. Pentru că, uite, are lumini, ești nebun, are lumini brăduțul. Dar numai dacă îl pui pe lângă priză. Trebuie să-l pui cumva pe lângă priză. Nu știu dacă pe aici prin dreapta merge. Uite că și aici merge. Afară de aia nu merge, că nu era în priză. Mama, am tavanul așa de mic încă mă lovesc de el. Cât de mișto e cu luminițe. E super belea. Cu luminițe. Toate astea sunt super mișto. Eu am fost Jupanu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă salut. La revedere.